În programul operațional de infrastructură mare al societății Vital se are în vedere construirea în anii următori a unei noi conducte de polietilenă care să înlocuiască actuala magistrală de transport DN 800 mm din Baia Mare, care a fost avariată recent. Lucrările la noua conductă ar putea să demareze chiar anul viitor, spun reprezentanții Vital. Această conductă este cuprinsă în programul operațional de infrastructură mare, respectiv POIM, pentru a se reabilita și a se înlocui cu o conductă nouă din polietilenă, care nu va mai avea acest traseu, ci un traseu undeva pe Victoriei, Bulevardul București, Podul Culturii, Bulevardul București, acolo va funcționa. Odată începute aceste lucrări la rețeaua de apă, vor fi înlocuite mai multe conducte din Baia Mare, dar se au în vedere și anumite extinderi. Lucrările vor dura un an, doi, că sunt multe cuprinse, nu-i vorba numai de conducta asta de 800, mai avem încă alte conducte de 800 care vor fi înlocuite, conducte de 600, conducte de 100, de extinderi de rețele, deci lucrările ca atare vor fi până în 2023-2024. Nu vă pot spune valoarea, pentru că odată suntem în evaluare cu proiectul la Jaspers și al doilea încă nu este făcut proiectul tehnic. În total, pentru programul operațional de infrastructură mare, societatea Vital are prevăzută suma de aproximativ 350 de milioane de lei. Anul trecut, printre altele, în Baia Mare a fost reabilitată rețeaua de apă de pe străzile Cuza Vodă, Ciocârliei și Trandafirilor.